Nu știu dacă are sens să vă predic eu după ce ați văzut mărturile acestor vieți schimbate, dar ideea e că Dumnezeu schimbă vieți. Fiindcă e bun, a fost bun cu ei, este bun cu noi, cu fiecare. Simplul fapt că tu ești astăzi aici este harul său, că poți să te miști, că poți respira, că inima ta bate încă, e semn că Domnul e bun. Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că noi bunătatea Lui o sărbătorim astăzi aici. Bunătatea, evident, arătată în primul și în primul rând față de ei, prin grija pe care le-a purtat atâția ani, prin răbdarea așteptării răspunsului lor, prin harul și șansele multiple pe care le-a dat. În doar 18 minute am gustat o mostră din cele peste 8 ore de mărturii, experiențe ale acestor oameni cu Dumnezeu. Experiențe prin care sunt sigur că și tu, la rândul tău, ai trecut. Experiențe care cer o întrebare și așteaptă un răspuns. Și înspre această întrebare și înspre acest răspuns aș dori să ne îndreptăm în cele ce urmează. Sunt sigur că ați observat și dumneavoastră lucruri interesante urmărind mărturiile lor. În primul rând, cred că ați observat diversitatea acestor oameni. Au fost oameni diferiți. Avem între ei elevi, avem între ei studenți, avem între ei profesori, avem între ei muncitori, sportivi, cadre medicale, șoferi, patroni, pensionari. Unii au 14 ani, unii au 20 de ani, unii au 40 de ani, alții au peste 70 de ani. Sunt oameni diferiți. Ce mai interesant că sunt oameni diferiți cu un trecut diferit. Unii au fost atei, așa s-au declarat. Alții super religioși. Unii au avut un trecut cicatrizat de droguri, de alcool, de femei, de cluburi, lume interlopă. Alții îmbălsămați în cărți, alții dependenți de școli, de biserici. Unii sunt orfani, alții sunt căsătoriți, unii au trecut prin pușcării, alții prin cancer. Oameni diferiți, cu un trecut diferit, care au dat de Dumnezeu într-un mod diferit. Și ați auzit? Unii acasă au îngenunchiat lângă pat și au avut starea aia de vorbă cu Dumnezeu. O bună parte dintre ei în biserică ascultând o predică. Unul dintre ei care pe tramvai după o discuție banală cu cineva. La vreo 6 dintre ei li s-a arătat în vise. Alții citind Scriptura. Oameni diferiți, cu un trecut diferit, care au dat de Dumnezeu în mod diferit și totuși atât de diferiți, având totuși ceva în comun. Și anume, o unitate între ei. Unul la mână, aceeași experiență. Au avut un moment unic. Au avut acel ceva când s-a întâmplat în ei și cu ei acel ceva. Unii au descris că au simțit o căldură. Alții ați auzit o eliberare. Unii au plâns. Alții s-au simțit zdrobiți. Pe când alții au fost plini de pace, de bucurie, de fericire, spunea una dintre ele, o altfel de fericire. Toți au simțit ceva incomparabil, irepetabil, inconfundabil și nu doar că au simțit, dar din acel moment au experimentat același efect. N-au mai vrut să trăiască cum au trăit până atunci, în felul lor și după instinctele lor, ce au hotărât să trăiască pentru Dumnezeu. Și asta pur și simplu, natural, nu fiindcă i-a constrâns cineva. Același efect care a avut aceleași urmări. Și anume, în fiecare dintre ei s-a schimbat ceva. La nivelul gândirii, la nivelul trăirii, La nivelul atitudinii, relațiilor, anturajului, spunea cineva dintre ei, un val parcă mi s-a luat de pe ochi. Și au început să fie altfel, și au început să vadă altfel, să-și reseteze prioritățile altfel, să-și înțeleagă scopul vieții altfel. Și fără antidepresive, și fără terapii sau alte intervenții, unii pur și simplu au scăpat de vicii, de alcool, de droguri, de violență. Alții au schimbat de vicii cu mult mai adânci, de mândrie și de orgoliu. Câțiva dintre ei ne-au mărturisit, fără ca cineva să fi constrâns, că în acele zile i-au sunat, i-au căutat, le-au scris la toți cei pe care i-au jignit sau tratat rău cândva și ce-au cerut iertare. Ceva cert s-a întâmplat în ei și cu ei. Și sunt sigur că dacă trăiești în preajma lor, probabil că ai observat și tu schimbarea asta. De aceea mă întreb și vă întreb, cum se poate ca oameni diferiți, cu un trecut diferit, cu experiențe religioase diferite, când dau de Dumnezeu, ajung să aibă aceeași experiență, să simtă același efect, să vadă aceleași urmări? Asta-i întrebarea. Cum se explică ea? Sau se poate explica, fiindcă la fiecare botez, în fiecare an, zeci de oameni ne mărturisesc mereu același lucru? Și când ai același fenomen, repetându-se constant de câteva ori, avem aici o profesoară de fizică, înseamnă că trebuie să existe o cauză explicabilă. Deci care e explicația? Aș vrea după masa asta să căutăm în Scripturi. Fiindcă Scripturile ne-au fost date să ne explice fenomenele spirituale ale vieții. Și ce răspuns dă Scriptura acestui subiect? Aș vrea să fim atenți, fiindcă ne va fi de folos, indiferent cine ești și cu ce scop ai venit astăzi aici. În primul rând, reține ceea ce Scriptura spune. Toți avem aceeași nevoie. Nevoia de Dumnezeu. Indiferent când, unde, cine ne-a născut, fiind oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem un chip lipsă pe care îl simțim, și anume acel gol sufletesc generat de separarea noastră față de Dumnezeu. Din ce cauză? Scriptura e foarte clară în acest sens, din cauza păcatului nostru. Și vreau să vă citesc un verset din Epistola către Romani, capitolul 3. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți? Asta mă include și pe mine? Asta te include și pe tine? Fiecare dintre noi am fost atinși de păcat. Și având păcat, observați în text, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, adică de prezența lui Dumnezeu, fiindcă divinul întotdeauna e descris ca locuind în mijlocul slavei sale. În alte cuvinte, păcatul ne separă de Dumnezeu și nu lasă ca prezența, ca slava lui să se apropie de noi. Și lipsa asta, problema asta, golul ăsta, știi unde îl simțim? Că îl simțim fiecare. În sufletul nostru. În acea parte imaterială a ființei noastre, pe care unii dintre noi o neagă, alții o ignoră, dar ea, dragul meu, există. Tu ai un suflet. Eu am un suflet. Problema pe care o ridic și întrebarea pe care o pun, în ce stare-i sufletul tău? Este el plin sau este el gol? Și sunt sigur că știi cum e, fiindcă îl simți. Atâta timp cât sufletul e gol, doare, suspină, caută, fiindcă e neliniștit, fiindcă e neîmplinit. De aceea tendința noastră umană, de bază, instinctuală, este să ne umplem golul acela cu ceva, cu lucruri, cu stări, cu oameni, cu sentimente, având impresia că aceste lucruri îl vor împlini. Și unii încearcă să-și îl umple cu bani. Alții cred că dacă au putere sau succes, poate semnificație, oarecum golul ăla se va umple. Unii dau în filantropie, alții sunt hedoniști, căutând mereu plăcerile. De ce toate astea? Fiindcă, într-adevăr, toate astea au un efect. Omul simte ceva în urma lor. Dacă e să fim onești, ce simți când ai de bani? Ce simți când începi să ai un statut, să prinzi un loc de autoritate? Ce simți când ești prins în plăceri? Te simți oarecum satisfăcut? Întrebarea cheie este cât? Cât de satisfăcut și pentru cât timp? Poți spune cu adevărat că ai o satisfacție deplină și de lungă durată? E foarte interesant, cel puțin din experiența mea, pentru că am întâlnit și oameni sărași, dar am întâlnit și oameni bogați, realizați, care i-am văzut veseli, dar atenție, nu fericiți. Și o mare diferență. Ba mai mult, când ai reușit să treci dincolo de public, dincolo de zgomot și să ajungi să ai o discuție one-on-one, tet-a-tet cu ei, mărturiile lor mereu se repetă și îți spun ei că euforia asta ține o clipă. Când banii, puterea, succesul, plăcerile trec, rămân mai goi, mai flămânzi, căutând din nou să-și retărească aceeași experiență, de data asta mai intens. Și așa ajung oamenii la dependențe, fiindcă vor să fie satisfăcuți. Unii ajung să treacă peste moralitate, alții peste lege, să ajung acolo unde ei își doresc cu înadins fericirea, împlinirea, golul ăla să fie umplut. Și unii ajung, ăsta e adevărul, unii ajung să-și vadă visul împlinit, să aibă bani, succes, dar când își ating scopul, uită-te la ei, fiindcă îi cunoști. Devin mai acizi. Devin parcă mai striviți de cupola succesului, mai serbezi de viață. De ce? Fiindcă ceva nu face click și ei simt lucrul ăsta. Se simt mințiți și înșelați. De ce rata sinuciderilor, a depresiilor și a bolilor cauzate de stres este cu mult mai ridicată între cei avuți, între cei ce au, nu între cei ce n-au? De ce rata dependențelor și a vicilor e exact la fel? Dragul meu, nimeni și nimic nu poate să ne umple nevoia sufletului nostru, acel gol existențial, decât Dumnezeu. Am aici o carte scrisă de unul dintre cei mai de seamă intelectuale ai lumii, Ravi Zacharias, care a dat un titlu sugestiv. Poate omul trăi fără Dumnezeu? Și răspunsul cărții este nu. Dacă cumva te zbați cu această întrebare sau știi pe cineva care se zbate cu întrebarea asta, merită să citești cartea asta. De-aia am adus un stand de carte și acolo plin de cărți și asta inclus. Dar din proprie experiență vă spun, botezând nu sute, poate mii de persoane în viața mea, de la oameni care provin dintre atei, agnostici, ortodoxi, catolici, baptiști, indiferent ce religie au avut, sau cine au fost, toți au mărturisit aceleași lucruri, că au avut acele momente pe care le-ai avut și tu, când sufletul apăsat, strivit, gol de nevoia de împlinire, striga înăbușit în propriile simțăminte, omule, caută-L pe Dumnezeu. Tu ai nevoie de El. Tu nu mai poți continua așa, tu trebuie să te oprești, tu trebuie să spui stop, tu trebuie să te schimbi. Oare câți n-am auzit vocea asta sufletului nostru? E bine să o asculți, fiindcă ea-ți cere ceva, fiindcă ea știe ceva, că nimeni nu va umple golul ăla, neîmplinirea, teama, nesiguranța, decât Dumnezeu. Sufletul tău are nevoie de Dumnezeu. De ce? Fiindcă nevoia asta existențială e universală. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Vestea bună pe care o aduce Scriptura este că toți avem aceeași soluție la această nevoie. Toți, absolut toți, și o găsim în același verset când citim mai departe. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți avem aceeași nevoie, problemă, dar, și urmează o conjuncție, și cei care sunteți în școală sau mai țineți minte, conjuncția dar are o formă adversativă care prin contrast cu această nevoie ne indică acum o soluție. Care e asta? Dar sunt socotiți neprihăniți, cine? Ăia care au păcătuit, care au problema, cum? Fără plată, reține, Prin harul său. Ce-i harul? E un favor nemeritat. În ciuda faptului că noi nu merităm, că suntem păcătoși, că nu avem merite, totuși am primit ceva. Ce am primit? Textul continuă. Răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Iisus Hristos, prin jertfa Lui, este soluția lui Dumnezeu pentru nevoia sufletului tău. De ce? Fiindcă nimeni, nici tu, prin puterile tale, nici preotul, nici pastorul, nici vreo biserică, nici vreo religie anume, nici vreun ritual nu poate anihila, nu poate șterge, nu poate elimina păcatul și astfel rezolva separarea noastră de Dumnezeu decât Iisus Hristos. Și sunt unii dintre voi aici, fiindcă într-o astfel de mulțime, întotdeauna sunteți câțiva. Nu vreau să credeți că vă tratăm altfel decât pe ceilalți, că toți suntem pe același calapot. Dar sunt unii dintre voi aici care aveți păcate adânci, păcate ascunse, păcate murdare, păcate multiple. Unii sunteți legați, alții sunteți zdrobiți, alții sunteți fără speranță, apăsați în conștiință sau, atenție, fugind de ea, mascându-vă cu un zâmbet larg când sufletul vostru sângerează. De noi vă puteți ascunde, dar de Dumnezeu și de propria voastră oglindă niciodată. Tu ai nevoie de eliberare. Iisus Hristos te poate elibera, ascultă-mă, te poate elibera fiindcă El e singurul care a plătit prețul. Stăteam aseară în curte și priveam cerul azi noapte și mi-a venit un gând. Știi ce gând mi-a venit? Am zis, Doamne, acum realizez că noi am planificat acest botez de ziua morților, de Halloween. După care mi-a venit un alt gând și a zis, wow, ce perfect! Tu îți dai seama ce perfect! Că noaptea asta trecută o fi fost apogeul ocultismului, al satanismului, o zi dedicată demonilor și morții. Dar mie și nouă nu ne pasă, fiindcă avem un Dumnezeu viu care a plătit prețul, care a zdrobit boldul, care a învins moartea și care e viu. Noi celebrăm viața în ziua de Halloween și de ziua morților putem fi veseli, fiindcă Dumnezeu ne-a dat veselie în Hristos. Ne-a eliberat. Cum? Uită-te în text. Prin jertfa Lui de ispășire. Știi ce înseamnă ispășire? Când cineva preia datoria ta, în cazul nostru, condamnarea păcatelor noastre. Când cineva și-o asumă și plătește în locul nostru. Și asta a făcut Hristos. Când ne-a dat tuturor șansă la mântuire. Ce-i mântuirea? E exact rezolvarea acestei probleme a păcatului și relegarea relației noastre cu Dumnezeu. Și asta a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos. De ce? Tocmai fiindcă te iubește. Tocmai fiindcă îi pasă de tine. Tocmai fiindcă vrea să fii împlinit cu adevărat. De aceea Biblia îmi spune că toți avem aceeași nevoie, că toți avem aceeași soluție și trei, că toți avem aceeași șansă. Care e șansa? Hai să citesc încă o dată versetul. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Și sublinează fraza, prin credința în sângele Lui. Toți avem o nevoie, toți avem o șansă și toți avem o soluție. Cum ajungem la acea soluție? Prin credință. Deși este a tuturor soluția, doar cei care prin credință ajung la ea și și-o însușesc personal, ajung să fie aplicabil asupra vieților. De aceea, dacă vrei să ajungi mântuit, ispășit de păcatele tale, relegat cu Dumnezeu, fă pasul credinței înspre Iisus Hristos, atenție, indiferent cât ai păcătuit. Sunt unii care cred și aproape la 2-3 luni dau peste persoane care în permanență, indiferent că sunt în România sau în alte părți, îmi spun: Cristi, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Chiar așa? Când Hristos a murit pentru păcatele noastre, a murit pentru ori și ce păcat. Soluția e la El. Tu ai șansa mântuirii, dar atenție, caută-L pe El, nu căuta alte căi. Și nu vreau să fiu sensibil, hai să punem așa. Nu căuta alți sfinți, nu căuta alte nume, care crezi tu, sau poate îți spun alții că ar fi mântuitor. Știi ce spune Scriptura? Dă-mi voie să citesc un verset. Reține-l, te rog, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Spune așa: în nimeni altul nu este mântuire, în nimeni altul. Căci nu este dat sub cer alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos. În nimeni altul nu este dat. Aici nu-i vorba că o biserică zice una, că un preot sau un pastor zice alta. Aici e vorba de Dumnezeu care dă, nu de noi oamenii care ne facem criteriile noastre. Nu este dat niciun nume, chiar dacă e Anton, chiar dacă e Maria, nu este dat niciun nume. Oamenii îl dau, Dumnezeu nu, a dat unul singur, Iisus Hristos. De aceea când e vorba de mântuirea mea, de rezolvarea păcatelor mele, de sufletul meu, dă-mi voie să spun că eu mă iau după Biblie, fiindcă e singura revelație primită de la Dumnezeu. Nu de vreo altă tradiție, nu dintr-o altă datină sau învățătură religioasă. Și asta, părerea mea, e că e important să o reții. Fiindcă trăim într-un context religios în care oamenii se iau după tot felul de tradiții. Uneori superstiții, uneori cărți, uneori învățături. Dar știi ce mă miră? Se iau după atâtea, dar când îi întrebi, prea puțin citesc Biblia și acordă importanța și unicitatea ei, unicitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Gândește-te logic, dragul meu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne dea și alte cărți sau tradiții, nu crezi tu că ne-ar fi dat? El însă ne-a lăsat o singură carte și aia e Sfânta Scriptură. De aceea dacă vrei să știi cum să-ți rezolvi problema ta cu El, du-te la original și uită-te în ea și vei găsi că singura ta șansă e Iisus Hristos. De aceea întrebarea mea în seara asta e: cum e credința ta în ea? E doar formală, nominală? Spunea cineva dintre ei, ceea ce Biblia de fapt spune: și dracii cred și să înfioară. Nu ideea că tu crezi în Dumnezeu. Întrebarea e dacă credința ta e reală sau nominală. Ai avut acel moment pe care l-au avut și ei și pe care Biblia îl numește momentul pocăinței, al nașterii din nou? Dacă nu, caută să-l ai. Știu că unii dintre voi aveți anumite prejudecăți. Hei, când e vorba de sufletul tău, puneți prejudecățile deoparte. Uită-te la ceea ce îți spune Dumnezeu. Nu ține că-s prea mândru să o fac, sau mai rău. N-am nevoie de așa ceva. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Toți avem o șansă. Încă multora dintre noi Dumnezeu ne-a arătat-o de atâtea ori în viață, nu-i așa? Sunt sigur că și în cazul tău, ca și în cazul lor, Dumnezeu a vrut să-ți vorbească. Să-ți arate că este lângă tine, să-ți arate că te caută, să-ți pună întrebări, să-ți ridice semne de exclamare. Cum? Nu doar prin predici sau persoane care ți-au vorbit de Dumnezeu, ci și prin circumstanțe și experiențe. Pe câți dintre noi nu ne-a scăpat Dumnezeu din accidente? La câți oare nu ne-a dat șanse incredibile? Vindecându-ne în ciuda pronosticului medicilor, deschizându-ne uși imposibile, păzindu-ne dincolo de așteptări. Și am știut atunci că n-a fost meritul nostru, că n-a fost norocul, că n-a fost bafta, fiindcă în lumea creată de Dumnezeu nu există noroc, nu există coincidență, dar există, atenție, providență. Și anume mâna lui Dumnezeu, care intervine supranatural în viețile noastre, dar atenție, întotdeauna cu un scop. Și care e scopul? Dumnezeu vrea să ne atragă atenția către El. Întrebarea pe care o am e: câți dintre noi l-am băgat în seamă? Câți am fost recunoscători? Câți am înțeles că prin acele incidente, accidente, coincidențe, El a vrut să ne vorbească, să tragă un semnal de alarmă, să ne îndrepte sufletul înspre El? De aceea nu te mira dacă astăzi treci printr-o suferință. Și nu vreau să crezi că tratezi cu superficialitate durerea ta. Poate vreo situație grea, imposibilă. Reține, te rog, ceea ce-ți spun acum și ceea ce viața noastră fiecăruia a demonstrat în relația noastră cu Dumnezeu. Când viața te pune pătușă, Dumnezeu vrea să intri în sesiune cu El. Când viața te pune pătușă, Dumnezeu vrea să intri în sesiune cu El. De ce? Fiindcă atunci când ai avut și sănătate, ai avut și bani, ai avut și putere, ai avut și libertate, nu l-ai băgat în seamă. De dragul sufletului și a veșniciei tale, El permite uneori astfel de situații în viața ta să te scoată pătușă, fiindcă uneori, doar când ajungi pe tușa vieții, începi să-L bagi în seamă și să-ți îndrepți atenția înspre El. De aceea, dacă ești cumva acolo, nu dispera. Se prea poate ca încercarea ta să fie spre binele tău, spre binele sufletului tău, fiindcă asta îl interesează pe Dumnezeu. De aceea, uneori, din dragoste, El e nevoit să îndepărteze orice îți ține sufletul legat. Și dacă banii ți-or sugrumat sufletul, nu te mira dacă îi pierzi. Dacă puterea sau succesul ți-o luat mințile, nu te mira dacă ai să cazi. Poate anturajul, poate sănătatea. Încă unii dintre noi, cât am fost sănătoși, aveam de toate, nu ne-au păsat de Dumnezeu, crezând că noi, prin puterile noastre, suntem ceea ce suntem. Ce bine e că lui Dumnezeu îi pasă de noi. De aceea, chiar dacă unor aduce suferință, o aduce să ne trezească la realitate, tocmai ca să ne scape de suferința veșnică. Și câți dintre noi, câți dintre ei, nu suntem acum mulțumitorul lui Dumnezeu, că dacă nu era boala aia, că dacă nu era necazul ăla, că dacă nu era pierderea aia, noi în veci pururi nu ne smeream și nu ne plecam urechea să-L ascultăm și să ajungem la credință. Și repet, nu vorbesc de acea credință de formă, seacă, mecanică, religioasă, de acel sertar numit credință pe care îl accesezi de sărbători sau când mai pici cu piciorul în groapă. Vorbesc de acea credință reală care se recunoaște prin faptele tale. Credință care te determină să schimbi macazul, să lași lumea și ofertele ei, să te încrezi în Dumnezeu și să-L urmezi pe El. Credința biblică care întotdeauna cere o hotărâre. O hotărâre pe care au luat-o și ei. De aceea sunt aici. De aceea astăzi se botează. Știi ce e botezul? Botezul nu e altceva decât manifestarea exterioară a schimbării din interiorul lor. A transformării înfăptuite de Iisus în momentul în care prin credință s-au identificat cu jertfa și învierea Lui. Schimbarea identității în urma hotărârii și credinței lor. De aceea Pavel, în aceeași epistolă către Romani, în capitolul 6, scrie așa, vă citez: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În câteva minute, ei rând pe rând vor fi scufundați în apă. De ce îi scufundăm? Așa scrie Scriptura. Noi nu după tradiții, luăm ce scrie aici, e ad literam. Când ei vor fi scufundați, rând pe rând, ei se vor identifica cu ceea ce spune Scriptura. Cu moartea lui Hristos, îngropați față de ce? Față de trecut, de păcat, de ceea ce i-a separat de Dumnezeu. Când vor ieși afară din apă, se vor identifica însă cu învierea lui Hristos și nu doar simbolic, ce observați în text, cu un scop la o viață nouă, diferită de cea veche pe care au trăit-o pentru sine, de acum înainte vor trăi-o pentru Hristos. De aceea, prin botez, dragul meu, omul se încreștinează cu adevărat. Adică devine una în Hristos și primește, observați ce e scris pe tricourile lor, o identitate nouă. De aceea Biblia spune atât de simplu și clar, cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. De ce? Credința e personală. Adică nu poate avea nașul pentru tine, nici părinții tăi, ci tu trebuie să o ai, să o simți, să o declari. și în baza acelei credințe tu vei fi mântuit, fiindcă în cer nu vor intra decât cei care au o identitate schimbată, o identitate a vieții care e definită de Hristos, cei ce sunt în Hristos. De aceea, dragul meu, dacă ții la sufletul tău și la veșnicia ta, fii sigur că vei face acești pași. Vei crede și tu și te vei boteza. Nu căuta justificări, nu te mai împietri, fiindcă în ziua de apoi nu vor exista justificări. Atunci doar cei ce vor avea o relație cu Dumnezeu, prin mântuirea Lui, vor trece cu brio. Ei astăzi fac asta. Își pregătesc veșnicia. Întrebare cheie și simplă. De ce ei pot și tu nu? De ce maică ta care poate între ei? De ce nevastă ta? De ce fiica ta care poate aici a făcut acest pas și tu nu? De ce fiul tău, de ce tatăl tău, de ce colegul sau prietenul tău a făcut acest pas și tu nu? Cu ce-s mai diferiți ei ca tine? Nu sunt mai buni ca tine, nici mai sfinți, dar ei cred. Și când crezi cu adevărat, tu și împlinești ceea ce Scriptura spune. Și-au ales să-și lase prejudecățile, preconcepțiile pe care le-au avut până acum și să-L creadă pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și dăm voie ca dacă, să spun că dacă eu au făcut, o poți face și tu. Împlinește Scriptura, crede și tu. Cine te oprește? Dumnezeu nu. Și dacă până aici m-am adresat vouă, celor din audiență oarecum, de acum înainte vreau să mă adresez vouă, celor care sunteți aici și care ați făcut pasul ăsta. Fiindcă călătoria asta nu se sfârșește aici, are niște implicații. Din momentul în care voi vă identificați cu Hristos, sunt cel puțin 3 implicații pe care textul nostru, pe care studiem în cadrul bisericii noastre, care sunteți familiarizați, din Coloseni, ni le aduce Coloseni 3, de la versetul 1 la versetul 4. Fiți atenți ce ne spune textul ăsta. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, e vorba de botez, da? Moarte, înviere. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. 3 implicații, 3 lucruri mega importante de care voi trebuie să țineți cont de acum înainte, unul la mână. Dacă ești al Lui, ceea ce declară azi, identitatea nouă, umblă cu El. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, umblă după lucrurile de sus. Resetează-ți scopul și trăirea vieții tale pe verticală înspre cer. Investește în lucruri care țin de Dumnezeu. Cum? Resetându-ți gândirea, totul începe de la minte. Gândiți-vă, spune Pavel, la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și un credincios adevărat va fi preocupat de cele ce țin de Dumnezeu. Dacă până acum prioritățile voastre au fost înspre a fi preocupați de nevoile și nebuniile vieții ăsteia, lasă-le în mâna Domnului. Îți garantez eu că Dumnezeu știe mai bine decât știi tu sau alții ce-ți trebuie, când îți trebuie, cât îți trebuie. Spunea Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte care nevoi vi se vor da cum? Pe deasupra. De ce? Fiindcă Dumnezeu e interesat și de viața ta normală, fizică, omenească, materială. Dar, atenție! Când tu ești interesat de viața spirituală, fă din Dumnezeu o prioritate și Dumnezeu va face o prioritate din tine. Uită-te în text, vi se vor da, în alte cuvinte, nu tu le vei acapara, ci Dumnezeu, știindu-ți nevoile, normal prin munca și gândirea ta, dar ți le va da. Nu te îngrijora, creștine, grija ta e să umbli după lucrurile Lui. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Vreau să vă întreb pe voi, dar vreau să vă întreb și pe voi care ați trecut pe aici. Cum e umblarea voastră? Cum e umblarea ta acum? Într-o zi ai fost și tu pe aici, pe undeva, probabil într-o altă biserică, într-o altă conjunctură, tot îmbrăcat în alb, probabil. Cum e ID-ul, identitatea ta, haina aia? E încă curată sau e încă să e pătată? Dacă umblarea ta nu după lucrurile de sus, nici credința și nici botezul tău n-au niciun folos, fiindcă credința fără fapte, repet, este moartă. Nu te minți. Dacă preocuparea ta nu-i cerul, tu nu vei ajunge acolo, fiindcă direcția umblării tale arată direcția veșniciei tale. De aceea te întreb, după ce umbli tu în zilele astea? În ce direcție? În sus sau în jos? Dacă ai înviat împreună cu Hristos, vei și trăi pentru Hristos, fiindcă asta îți cere noua ta identitate. Și important să o faci, fiindcă merită. De ce? E al doilea lucru suplinea de Pavel aici. Atenție, voi care vă botezați. Spune așa, căci voi ați murit și viața voastră, de acum înainte, atenție, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă ești a Lui, ești ascuns în Hristos. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Câți dintre voi aveți prunci cărora le este frică de tunete și fulgere? E cineva aici? Eu am 3 fete, una din ele, până în ziua de azi, nu zic câți ani are, dar de mică, când începe să tune și să fulgere, nu mă vezi cum țâșnește în dormitor, drept în patul nostru, să facem mică de tot, să punem brațele mele și amândoi acoperiți de plapumă, așteptăm să treacă furtuna. Da? Dragul meu, credinciosul are o dublă protecție. Uită-te în text. Când tu ești al lui Hristos, viața ta e ascunsă, unul la mână, cu Hristos, Fiul, în Dumnezeu, Tatăl. 2 scuturi de protecție impenetrabile. Și vreau să le iau pe rând. Sublinează prepoziția cu. Asta arată diferența între un credincios și un necredincios. Amândoi trec prin aceleași necazuri. Amândoi trec prin aceleași probleme. Amândoi trec prin aceleași încercări. Știi care e diferența între credincios și necredincios? Credinciosul niciodată nu va trece cum? Singur. Ci întotdeauna îl va avea pe Hristos cu o propoziție extrem de importantă cu El. Evrei 13:5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul nostru, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Dacă până acum ați apelat la El din când în când, și din când în când, probabil că Dumnezeu a intervenit, fiindcă Dumnezeu are har și pentru toată lumea, dar atenție, din momentul în care te identifici cu moartea și învierea Lui, din momentul în care îl primești pe Hristos în viața ta, El va rămâne cu tine mereu. Știi ce înseamnă să-L ai pe Hristos de partea ta? Sublinează un detaliu în textul ăsta citit, fii atent ce scrie acolo. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade unde? La dreapta lui Dumnezeu. Știi ce semnificație colosală are fraza asta? Dreapta lui Dumnezeu. E o frază folosită în Scripturi care descrie puterea și autoritatea, suveranitatea lui Dumnezeu. Cel ce stă la dreapta lui Dumnezeu are autoritate peste tot ceea ce există în cer și pe pământ. Toate îi se supun, oameni, natură, demon, tot ce există, inclusiv legile naturii, procesele biologice, viața în acest univers. Și mulți dintre voi, și ba chiar unii dintre ei, au experimentat această putere supranaturală a lui Dumnezeu. Când El i-a izbăvit din pericole care le afectau viața și au știut atunci că deși omenește vorbind, nu există vreo explicație. A fost mâna dreapta lui Dumnezeu în viața lor. Și l-aveam aici pe Adi. Adi, ridică o mânuță. Acum câțiva ani de zile, după căsătorie, la 30 și ceva de ani, în 3 zile a de acumulat 10 kg. S-a făcut o biopsie și-a dat seama că suferă de o boală atipică, încă în studiu, fără soluții clare. Nu găsește tratament în România, ajunge la Viena și chiar medicii de acolo îi dau atenție. 10% șanse de supraviețuire, 90% șanse de AVC cerebral, 80% șanse de infarct și șanse mari de paralizie. Și în mijlocul acelor situații imposibile, a incertitudinilor sale, la îndemnul familiei, a soției, slavă Domnului pentru nevestele noastre, începe să țină post și rugăciune. Și organismul rezistă, nu se întâmplă nimic. Din contră, începe să se simtă mai bine și la 6 luni după merge la control tot în Viena și aș vrea să-l ascultați pe el vorbind despre reacția medicului, a specialistului din Viena și despre reacția lui când a ieșit din cabinetul specialistului de acolo. Priviți. Și la un moment dat medicul de la Viena zice: ce este aici pe hârtiile astea nu mai ține de mine. Ce este scris pe hârtiile astea este o minune, este un miracol. Știu că a închis hârtiile și asta așa. Eu nu știu dacă boala asta va mai apărea sau nu. Ceea ce pot să vă spun, eram eu cu soția, ceea ce pot să vă spun este următorul lucru. Mergeți și trăiți-vă viața. Ăsta e același medic care îi spunea soției că voi muri, șansele sunt așa și așa mai departe. Ieșim afară, bineînțeles, plângem. În momentul ăla pentru mine se produce un șoc. Se produce un șoc, se produce un clic foarte mare. În momentul în care o somitate medicală, adică nu oricine, își recunoaște limitele în fața unei puteri mult mai mari, este foarte clar și era foarte clar pentru mine că este mâna lui Dumnezeu în lucrarea asta. Mâna lui Dumnezeu în toată treaba asta. Treapta suveranității tale prin care Dumnezeu poate să facă orice, fiindcă este suveran peste orice fenomen, boală, putere omenească. Și la dreapta lui Dumnezeu stă Mântuitorul Iisus Hristos, căruia voi vi-ați predat viața. De aceea de acum înainte voi sunteți ascunși în mâna Lui și atenție, nu doar în El, ci observați cum continuă textul, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu doar ascunsă în Hristos, ci în Dumnezeu, dublă acoperire, protecție dublă, e ca și cum i-aș lua inelul ăsta, nu-ți fă griji nevastă, nu o să-l pierd, da? Okay. L-aș pune în mâna mea, aș închide mâna și peste mâna mea ar mai veni încă o protecție, astfel încât nimeni să nu poată să-l smulgă din mâna mea. Țineți minte versetul din Ioan 10, unde Iisus spune celor care îl urmează, nimeni nu vă va smulge din mâna mea. De aceea fii sigur că ești în mâna lui Dumnezeu, fii sigur că ajungi acolo și dacă ești, fă tot ce știi ca să rămâi. Tu poți să înțelegi ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu de partea ta? Să știi că niciun fir de păr nu-ți scade fără știrea Lui, că nici o secundă nu trece fără prezența Lui, că indiferent unde ești, cum ești, cât sunt cu tine sau împotriva ta, nu te vor putea doborî nici oameni, nici demoni, nici conspirații, nici măcar blesteme. Fiindcă citesc din Scripturi, cine ne poate sta împotriva? Am cântat astăzi aici. Când Dumnezeu este de partea noastră, spune Isaia, cine poate să stea împotriva noastră? Nimeni și nimic. Știu că sunt unii dintre voi în aceste zile care ați trecut printr-o felul de încercare. Stări neobișnuite, atacuri spirituale, împotriviri, chiar și din partea unor membri sau prieteni de-ai voștri. Acestea confirmă că sunteți pe drumul cel bun, fiindcă ce rău știe de importanța pasului pe care vreți să-l faceți și va căuta să vă intimideze. Nu vă temeți, stați lângă el, fiindcă nu se va putea atinge de voi, fiindcă voi sunteți ascunși în el. Pentru el nu există boală incurabilă, povară imposibilă, problemă irezolvabilă. Puterea lui e infinită, înțelepciunea lui e nemărginită, transcendența lui e nelimitată. Tu îți dai seama cum e să-l ai de partea ta? Biblia ne spune că harul lui ne este îndeajuns, că promisiunile lui sunt sigure, că mila lui e veșnică, că dragostea lui acoperă totul și cel mai greu, urât, adânc păcat. Că nici măcar moartea nu-l poate opri, ba chiar dincolo de ea, el nu te va lăsa, cu niciun chip nu te va părăsi. Îți poți imagina cum e să trăiești cu siguranța asta, ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Te întreb, tu l-ai în viața ta? Tu ai trecut pe aici? Dacă nu, fă-o că merită. Puneți justificările deoparte, fiindcă aici nu-i vorba doar de viața ta, ci și de veșnicie. Și asigură-te că începând de aici tu l-ai pe Dumnezeu și viața ta e ascunsă în palmele Lui. Spune un proverb, cine vrea, poate găsi mijloace. Cine nu vrea, întotdeauna va găsi justificare. Tu din care categorie faci parte? Mântuirea nu ține de putință, mântuirea ține de voință, dacă vrei sau nu. Ține de alegerea ta, de aceea nu mai amâna. Caută să te apropii de El, să-ți predai viața până nu-i prea târziu. De ce? Atenție! Fiindcă Hristos va reveni. Va reveni și va răsplăti fiecăruia după credința și, atenție, trăirea Lui. Și acest gând vreau să fie o încurajare pentru voi, doar o avertizare pentru unii dintre noi care n-am făcut încă acest pas. De ce? Fiindcă dacă ești a Lui trei, vei fi răsplătit când se va arăta Hristos, spune versetul 4, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Care voi? Voi cei care ați crezut, v-ați hotărât, v-ați botezat. Voi cei care puteți spune Hristos e viața voastră. Când tu faci din El viața ta aici pe pământ, garantat El va face din tine viața viitoare. El va veni. Câți dintre noi ne vom întâlni cu El și cum vom fi în acea zi? Am o întrebare. Câți dintre voi ați venit cu mașinile până la acest loc? Okay. Știați că la fiecare 40 de secunde are loc un accident de mașină în România? Cine îți poate garanta că plecând de aici vei ajunge la casă viu? La fiecare 30 de secunde cineva moare de infarct în lume. La fiecare 15 secunde cineva are un atac cerebral. Vreau să priviți ecranul. Există un ceas internațional al morții. Acum e ziua morților, putem vorbi și despre asta, nu? Pe zi mor, atenție, 153.424 de oameni. Pe oră, 6.392. 106 pe minut. La fiecare 2 secunde aproape moare cineva în lumea asta. Asta înseamnă că cineva la fiecare 2 secunde va sta față în față cu Creatorul Său. În weekendul ăsta în București, într-un club, au murit 29 de persoane. Ieri un avion care ducea turiști de la Sharm El Sheikh din Egipt s-a prăbușit. 224 de oameni s-au dus. Credeți că oamenii au mers în acel club sau s-au dus în acea vestită stațiune tropicală, exotică, știind că vor muri? Din contră, s-au dus să-și petreagă vacanțe, concediu, să simtă bine. Nu vreau să te sperii, ci doar să-ți exprim o realitate, fiindcă toți vom trece pe aici. Foarte ciudată mi s-a părut premoniția celor de la trupa aia care trebuiau să cânte în seara aia în acest club, a căror cântare de lansare era ziua în care vei muri. Fiindcă e o realitate. Și a fost o realitate pentru mulți, din păcate. Problema nu e dacă, ci problema e când. Și cea mai mare problemă e ce se întâmplă după. Fiindcă de moarte treci, dar urmează o veșnicie în care, stând înaintea Lui, vei fi răsplătit pentru păcatele sau pentru credința și trăirea ta împreună cu El. Dacă aici ai ales să trăiești fără Hristos, Dumnezeu niciodată nu te va constrânge să-L alegi. Acolo vei trăi pentru o veșnicie fără El. Dacă aici L-ai ales pe Hristos, ferice de tine. Dar fi sigur că faci alegerea asta cât trăiești, fiindcă după moarte nu mai există nicio șansă. De aceea te rog, în loc să te uiți la ei, și poate unii dintre voi zâmbiți oarecum, poate unii dintre voi aveți prejudecăți, eu i-aș lăsa în pace pe ei și m-aș uita spre mine însumi și m-aș gândi la veșnicia mea. Dacă am sau nu certitudinea veșniciei, dacă mi-au în serios destinul pe Dumnezeu, sau fug, sau mă ascund, sau evit, amân, nu vreau să mă gândesc. Spunea Seneca, înțeleptul antic, omul în timp ce fuge de moarte, aleargă după ea. Și este adevărul. Clipa aia va veni și cum te va găsi? În păcat sau nu cu Dumnezeu? Împacă-te cu Dumnezeu. Cum? Făcând ceea ce Scriptura își cere și ceea ce îi fac astăzi aici, predându-ți viața Mântuitorului și identificându-te cu El. Cine crede și trăiește împreună cu El, Hristos va trăi și Îl va duce în veșnicie. Când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Poate Dumnezeu spune și despre tine același lucru. Că tu trăiești în Hristos, că tu nu te bazezi doar pe o religie, că ești, eu știu ce etichetă o porți, ci că într-adevăr ai o trăire, o credință în El. Un credincios adevărat este cel care în orice lucru îl implică pe Hristos. Fă ce știi și prin credință predă-ți viața în mâna Lui și trăiește pentru El aici ca în veșnicii, să fii sigur că Îl vei avea pe El. Reține! Cei ce au umblat cu Hristos pe pământ vor umbla cu Hristos și în cer. Cei ce s-au gândit nu doar la cele pământești, ci și-au schimbat preocupările și resetat mintea înspre cele cerești. Ei vor moșteni cerul. Cei ce au făcut din Dumnezeu o prioritate și Dumnezeu va face din ei, fiindcă cei care au căutat mântuirea pe pământ le va fi dată în cer. Și ei asta fac astăzi aici, vor să ne arate că de azi înainte vor să trăiască cu Hristos. Ei vor. Tu vrei? Pe unde ești tu? Cum e credința ta? Cum e umblarea ta? Cum e mântuirea ta? Cum e? Așa cum stăm, Doamne, venim înaintea Ta. Venim plini de mulțumire pentru acești oameni care asta au avut demnitatea să-ți asculte cuvântul, să ți-l împlinească și să o facă public așa cum Tu o ceri. Mulțumim că în multe din viețile acestea, Doamne, ai lucrat de atâția ani de zile, pe unii salvându-i, pe alții ajutându-i. Față de alții ai avut răbdare, că în încăpățânarea și mândria lor tot au amânat, unii te-au batjocorit, dar Tu i-ai iertat. Dar astăzi sunt aici, Doamne. Sunt aici nu doar pentru ei, ci și pentru noi. Fiindcă, Doamne, ei vor și țin și știm pentru că am vorbit cu ei. Vor ca și cei care îi privesc să poată într-o bună zi, nu aici pe pământ, ci în cer, să privească la fel gloria feței Tale. Fiindcă nu există nimic mai de preț, nimic mai valoros decât să știm că suntem în mâna lui Hristos. Și că atât pe pământ cât și în cer ne este asigurată prezența și siguranța Lui veșnică. De aceea, dacă ești aici, în această seară, ce-ar fi să te gândești și la veșnicia ta? Ce-ar fi să te gândești și la ceea ce Dumnezeu, Sfântul, cere și de la tine? Ți-a dat atâtea șanse, ți-a oferit atâtea oportunități, ți-a vorbit în atâtea feluri. Ce-ar fi ca în seara asta să-i răspunzi și tu? Ce-ar fi ca în seara asta să zici un da, așa cum au zis ei? Deci acum, înainte de a intra în actul botezului, vreau să-ți dau o șansă. Dacă cumva în ultimile minute simți că Dumnezeu te-a provocat într-un fel sau altul, simți că El a vorbit sufletului tău, dacă cumva mândria, încăpățânarea, împietrirea, religia, nici nu știu ce, care mereu au fost obstacole între tine și Dumnezeul tău, oarecum ceva s-a fisurat și Duhul Sfânt a reușit să treacă prin labirintul vieții tale și să-ți atingă sufletul, să-ți ridice întrebări, să-ți dea răspunsuri, să producă convingeri. Dacă în seara asta vrei să-ți afli și tu împăcarea ta cu Dumnezeu, ascultă ce-ți spune Scriptura, ce-ți spune Hristos. Cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Vrei mântuire? Alege să crezi. Alege să faci din El viața ta. Alege să-ți mărturisești păcatul, să zici, Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie de prezența Ta, am nevoie de curățirea Ta. Am nevoie, Doamne, am nevoie de Dumnezeu. M-ai căutat, m-ai urmărit, ai avut atâta răbdare, mi-ai dat atâta har. În seara asta vreau să las totul, vreau să Te urmez. De ce ei pot și tu nu? Doamne, dă credință în seara asta aici. Dacă simți lucrurile astea, în cele ce urmează, în timp ce vom cânta o cântare, Adresc the chem și pe tine. Aici în față să îngenunchezi, să ne rugăm și pentru tine. Dar nu atât de mult pentru noi o faci, ci pentru Dumnezeu. Pentru Cel care te cheamă așa cum i-a chemat pe ei. Fă și tu ce au făcut ei. O, știu că e ceva privat, e adevărat, dar tot Dumnezeu ne spune să o facem public. Fiindcă dacă El nu s-a rușinat de noi când a trebuit să moară dezbrăcat și biciuit pe o cruce la Golgota, de ce ne este atât de greu și ne este rușine să ieșim 5 pași în față, să ne punem în genunchi, smerindu-ne în fața Celui care a murit și a plătit prețul ispășirii noastre? Nu mai trebuie să faci nimic decât să-ți predai viața în mâinile Lui și să lași trecutul și să îmbrățișezi viitorul. Un viitor în care nu vei merge singur, ci Hristos te va ascunde în brațul Său. De aceea vom cânta următoarea melodie. Și te îndemn să vii. De ce? Fiindcă strofele astea spun așa: mă chem, mă chem să umblu peste ape, necunoscutul să-l străbat. Acolo te găsesc pe tine, în ape adânci voi înainta. Și numele-ți voi striga, oceanele de-ar spumega. În brațul Tău mă odihnești și nu mă tem. De ce? Eu vreau să fiu al Tău, iar Tu, Doamne, vreau să fii al meu. Dacă vrei lucrul ăsta, vino și tu. Poate vrei să te botezi, poate vrei să te predai. Eu, Dumnezeu îți dă șansa asta. Haideți să ne ridicăm. Haideți să cântăm în rugăciune această cântare. Dacă simți lucrul ăsta, vino aici în față, îngenunchează, stai pe genunchi, lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Și fă și tu ceea ce ei au făcut, răspunzând la chemarea lui Dumnezeu, care te cheamă, e adevărat, să umbli peste ape, să faci un lucru incredibil, dar fă-l de dragul Lui și de dragul tău. Vino! Dumnezeu te cheamă. Care e răspunsul tău? Acolo te găsesc pe tine, în ape adânci voi înainta. Ai curaj și vino și strigă-i numele. Singurul nume în care putem să fim mântuiți, Iisus Hristos. Nu o faci pentru o religie, nu o faci pentru o biserică, o faci pentru tine și mântuirea ta. Ai curaj. Este cineva? E chiar așa de greu? Doamne, vreau să mă rog în aceste clipe pentru cei în viața cărora se dă o luptă. E aceeași luptă care s-a dat în viețile noastre, ale tuturor celor care am trecut pe aici. E lupta aia, Doamne, între voci care îți spun amână, ignoră, lasă, pleacă, și vocea sufletului nostru care ne spune caută-L pe Dumnezeu. De ce nu-i răspunzi? Ți-a mai vorbit odată? Ce se întâmplă cu tine? Scoală-te și du-te! Vreau să întreb în seara asta, tu de cine asculți, dragul meu? De vocea sufletului tău? Sau de alte voci? O să cântăm un refren și în refrenul acesta rugăm pe Dumnezeu să-ți dea putere să vii și tu. Fiindcă vine foarte greu să cred că în seara asta aici sunt doar 3 oameni care au nevoie de o relație cu Dumnezeu. Sunt doar 3 oameni care sunt serioși și interesați de mântuirea lor. Sunt doar 3 oameni care cred cu adevărat că Iisus poate mântui. De aceea, în timp ce cântăm refrenul ăsta care spune Duh Sfânt, dăm credință. Dă, Doamne, credință în seara asta, fără de hotare. Vreau să umblu peste ape, să Te urmez, o Doamne, dacă vrei să-L urmezi. În timp ce vom cânta acest refren, ai curaj, vino și tu, o faci de dragul sufletului tău. Ascultă-mă, nu o să regreți, niciunul dintre noi n-a regretat. Am regretat doar că am făcut-o prea târziu, fiindcă atunci când dai de Dumnezeu, dai de ceva nebănuit, incredibil, de neclintit, de Creatorul și Mântuitorul tău. Ai credință, vino, nu te așteptăm doar noi. Noi doar ne rugăm pentru tine. Te așteaptă Dumnezeu. Doamne, dă-le credință. Vino pe acest refren și tu, să ne putem ruga cu tine. Mai este cineva? Ai curaj? Să te urmezi, o Doamne, du-mă dincolo de unde eu pot merge și credința mea va crește în prezența Ta, Iisuse. Spune-i, Duh Sfânt, dă-mi credință și vino. Dă, Doamne, credință. Te rugăm, Doamne, dacă vrei să-L urmezi, vino și tu. Du-mă dincolo de unde eu pot merge și credința mea va crește în prezența Ta, Iisuse. Să-ți fătă credință fără. Cântă biserică, oceanele, oceanele. Doamne, în timp ce acești candidați se vor pregăti să intre în apa botezului, noi vrem să-ți mulțumim